Hei, salut, bine v-am regăsit la un nou stream, dar știu că ar trebui, cred că se aude cam tare asta. Știu că probabil nu e ceea ce vă așteptați să pun, dar mi s-au mai schimbat prioritățile, nu prea mai joc și pe lângă faptul că nu consider necesar a mai promova și ceva, nu pot să fac ceva în silă, you know. În schimb, bine, știu că probabil nu o să fie mai nimeni. Domnul Alex Boss, bună seara, mă bucur să vă văd. De ce cineva măcar? Aveam un plan să fac aplicația asta mai de mult, doar că shenanigans. Mi s-a dat asta peste cap. Dar că la muncă n-am timp și trebuie să mă ocup de ce-mi dă boss-ul de făcut. Așa că am spus că ar fi o idee bună de un început de serie. Mă bucur să te văd și eu mă bucur să te văd. Înseamnă că YouTube a trimis notificările. Bine, nu de asta mă bucur să te văd, dar ai înțeles tu. Ce mai faci, măi, Alex? Imediat când mi s-a dat peste cap layout-ul. Și sunt perfecționist. Dacă nu e cum trebuie, nu pot să-mi fac eu treaba. You know what I'm saying? Stai să fie așa la milimetru. Gata, ar trebui să fie ok. Salut, domnul Daniel Răducan, domnul Ravange, what? Revenge guy, poate, cred că ai scris greșit. Bun, în general pot să lucrez doar în liniște, dar am pus ceva muzică ca să nu fie prea silențiu. Puteți observa cât de curate în spate, acolo am luat hainele de la uscat, dar am apucat să le strâng. Domnul Andrei Dogaru, bună seara! Ce faceți? Ce faceți? Mă bucur să văd foarte mult. Da, băieți, camera asta nu vrea să stea în niciun fel, mă. Așa. Muzica asta e prea rapid, așa, ar trebui să dau ceva mai chilian, aveți? Ia să facem așa. Chill NCS. Nice. Salut, Virgilule, am fost primul merit mod. Măi, boss, ce să zic. Ne relaxăm de luni la facultă. Adevărat, adevărat. Pentru unii nu mai sunt aceste probleme. Unii făcând stream, aceiași unii. Bun, deci, ce vreau să fac aplicația asta? Camera test. What is this, man? Să facem alt proiect. N-am lucrat cu de-astea. Probabil o să le integrăm pe parcurs. Deocamdată o să începem cu un empty activity și o să zicem Nutri calculator. Ce l-am selectat, o să dăm cu Java. Evident, Kotlin nici nu știu. Salut, domnul Gabriel Asui. Nu prea înțeleg nimic de aici, nu e nici problemă. Scopul e să vă trezesc entuziasmul, să vă trezesc stai dacă de ce mi-arată aia? Știu de ce. Gata, acum e bine. Era blocat pe celălalt window. Să vă trezesc curiozitatea, mă, băieți, dacă am reușit să îl fac pe cineva să fie curios de cum funcționează treburile astea, ce-s cu astea, ce what is this, man? E bine, este good. Nu-mi dau seama, băi, e layout-ul schimbat aici, mă, fratele meu, despre ce vorbim? Nu e ăsta, băi, unde îmi pun ăștia sursele? Mamă, deci trebuie să-mi pun Linux, că nu mai știu nimica. Hello? Stai că încă nu mi-a construit ăsta. Băi, fratele meu, serios, trebuie să-mi pun Linux instant. Salut, domnul Starfa, respect. What's up, ai fost la Mate Info? Nu, n-am fost. Eu sunt pasionat de PC-uri și știu un C# să scriu text. Super, un bravo. Măi, de ce e aici? E nevoie de răbdare. Mai ales că și eu nu scriu sub boss. Dar e târziu, mai laid back. S-ar putea să fie prea tare, mă, asta.
În vreo... Microfonul. În vreo oră așa o să mă bag la somn. Depinde cum merge. Deci uitați-vă mă la băiatul ăsta cât de greu se construiește. Deci eu am o configurație enorm de slab în comparație cu PC-ul ăsta la birou. Am un dual core, frate. Și pe ăsta am 12 nuclee, 12 threaduri. Și uite-l cum se mișcă, frate. Deci e DDR4, ci ca aici. RAM un dual channel și așa. Și uite, bă, cât ia să-și facă proiectul ăla. Deci în 5-10 secunde mi l-am făcut. Ce înseamnă Linux-ul, frate? Cu Windows-ul vieții lor te apucă bătrânețea. Dacă nici PC-ul ăsta nu mai duce un... Vai, frate, da, m-a contactat și mine, Luci. Bun, acum să zicem că am putut să începem. Unde eram? Ce vreau eu să fac aplicația asta? Vreau să-mi calculeze macronutrienții și micronutrienții pentru mâncarea pe care o mănânc. Doar că... Am, o dăm layout-ul, dăm preview. Pentru că eu acum, practic, îmi scriu de mână. Adică calculez, da, câte grame are asta, super, câte calorii are asta, bun, și fac calcul, după aia le adun. Și azi, mă, frate, bine, știu că poate ori fi pe piață și așa. Dar alta e că ți-o faci tu, știi, adică mi-o fac zero, așa, bam, bam, voi dați recomandări. Și dacă e la final, o descărcați și voi, foarte frumos, foarte frumos. Încă un aspect important pe care trebuie să-l pun la punct, pe care trebuie să-l menționez, că intenționez să respect programul ăsta, adică o să fie marțea, joia și posibil vinerea sau sâmbăta, în jur de 8 jumate, dar vă anunț pe Facebook. Important să-i dăm. Ok, bun, ar trebui să ștergem asta. O să facem să fie linear layout. Linear layout. Because it's more awesome. Așa, o să-i dăm orientarea. Orientation, o să-i dăm vertical. Ca să le pun așa cum trebuie. Bun. Cu toate că parcă ar fi mai bun relativ în situația asta. Cum vreau eu să arate? Deci, satisfacție aparte când e făcută cu mâna ta corect. Ia-ți un Ryzen seria 3000. N-am, frate, bani. Adică am alte priorități acum. Caut chirie. Deci vreau așa să fie în principal de semnat două butoane. Să zică adaugă produse și calculează. Salon Nea Bulgaru. Deci adaugă produse și calculează. Bun, să facem două butoane. Ar putea să zic lui ăsta bine ai venit sau ceva de genul. Băi, s-ar putea să nu se vadă, mă, că e prea mic textul. Sau se vede? Ar trebui să se vadă. Să dau ăsta puțin cel mai mare. Mă cad codul sursă. Măcar ăsta să-l punem la 16. A, e prea mare, nu s-o obișnui cu textul așa mare. Prea mare, mă, frate, nu pot. Nu pot. Hai că mergi, hai. Leu, bobiță. Zicem, bine ai venit, ceva de genul. Așa, o să-l punem Gravity Center Horizontal. Noisu, noisu, noisu. Să fie size. Probabil o să fie un 25. Da, e prea. E zupagail. Și o să fie color. Text color să fie. Te să-mi dau. Te să dau eu culorile, că ăștia nu. Hai, uite că arată bine asta. Mai că arată ok. Și dacă îl întorc. Să-l blochez în vertical. Nu, las că bine. It's all good. Ok, bun. Apoi am nevoie de... Probabil o să fac încă un layout. Mititel. Linear layout. Să fie with match parent și wrap content. Așa e. Nice. În asta o să punem. Nu, 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 nu. Așa. Aici o să pun două butoane.
button să fie rap content amândouă. Așa. Bă, deci nu te cred, mă, frate, că nu-mi completează asta capătul. Deci eu nu cred așa ceva. În ce lume trăim, mă, fraților? Trebuie să-i scriu eu tagul de închis, auzi la el. E, vai, mă. Bun. Astea ar trebui să fie tot așa. Gravity. Center horizontal. Orientation vertical. Nu. Horizontal o să fie. Și aici ar trebui să fie vertical, nu? Center. Nu, stai puțin. Le puneam la... Trebuie să pun aici, mă. Gravity. Bună seara, domnule bulgaru. Bună seara. Sau layout, sau e gravity, normal. Nu știu, mă, frate, care e asta. Gravity, center. Așa, mă, așa e, bro, vins cu stii. E bine. Na, trebuie să-mi văd diferența între astea. Layout, gravity și gravitație. Bun. Ideea e că noi vrem să-l punem pe ăsta la mijloc, aici. Și ca să facem asta... Bun, ne ocupăm de detalii mai târziu. Important funcționalitatea. Textul o să fie așa. Adaugă. Produse noi. Și aici o să fie text. E, pot să-i pun culoarea asta. Text. Salut, Silviu Cristian. Oh, Razer, salut, domnul. Ce faci? Bine, sunt viața, aparent. Salut, domnule Silviu Cristian. Bună seara. Mă bucur să vă văd pe stream. Și el spune cal... Cal... Asta e partea mai greuță. Adică mai plictisitoare. După aia se începe partea interesantă. Calculează. Nice. Bun. O să zicem culoare, vreau să fie negru. Ce o să facă butoanele astea? Dar nu-mi place că nu-s de dimensiuni egale. A, o să ne gândim după. Imediat ce facultate la inflare, băi, mă, ceva, că eu presim că e proastă. Băi, nu știu, mă, frate, eu am făcut la facultate, am făcut la SE, informatic economic, în Galați, adică mai jos de atâta, oficial nu prea e cum să te duci. Oh, them games, bro. No, mai am urmat de lucrat. Dar... Deci nu, să nu pornești cu mentalitatea asta. Poți să faci treaba oriunde vrei, oriunde ești, deci nu-i stres, mă. Stai că ar trebui să le mupă astea, mă, frățiuer. Ar trebui să le mut aici. Nice. Bun. Ce o să facă butoanele astea? Asta să-mi deschidă în fereastră dintre asta, în care eu o să pot să adaug produse noi. Adică, de exemplu, dacă eu vreau să calculez câte calorii am mâncat din pâine, îi dau 100 de grame de pâine, mă rog, câte am mâncat, și la în spate o să calculez în funcție de cât are la 100 de gram. Și eu, practic, aici, când adaug produse, îi spun cât au la 100 de gram. Sau aș putea să mai pun... să-i specific unitate de măsură și când le adaug să pun la unitate de măsură, de exemplu, poți să adaugi 100 de grame de măr sau poți să adaugi un măr și să-i zici cât are fiecare și când utilizatorul alege cât a consumat, alege din unitatea asta de măsură. Nice. Înseamnă că trebuie să ne facem niște enumuri. Aici o să zicem enums. Nice. Și aici o să punem unitățile de măsură. O să facem un enum. Measurement units. Measurement units, nu? Cam așa e, mă, frate. Nu? Așa, zicem așa. Bucată. Gram. Me. Nice. Nu știu dacă cred că trebuie să fac constructor sau ceva.
Cum eram alt insert? Constructor. Nu. Lasă-mă, frate, vedem, it's ok, ne vedem parcurs cum merge. Ia să testăm aici. Master element units. Measure. Stai că fratele vostru vrea să testezi, va dacă merge. O să facem cancel. Ce vrem, frate? Lasă-mă. Ah, trebuie să-mi selectez telefonul. Eu n-am procesor Intel și nu pot să fac debug în în emulator. Trebuie să fac debug pe telefon. Da, e ok. Bine ai venit și în consolă. Aman. Da, deci a printat. Which is good. Which is good. Sau so, funcționește. Am scris eu numul bine, aparent. Cu toate că parcă simțeam așa că ar mai lipsi ceva. Dar... Cred că am scris prea mulți de aia cu parametri. Nice. Bun, ar trebui să mai facem aici încă un pachet în care spunem activities. Aici și o să ne punem toate activitățile noastre. Se facem așa, activity, empty activity. Și să zicem, add new products activity. Camel case și tot. Păi da, cum? Mă vede bossul? Mă vede bossul, mă concediază direct? Aici, practic, noi... Ce faci, mă, fraților? Vă bateți joc de mine? A, știu de ce, care astea? Na. Aici, practic, noi vom adăuga... Stai să mă beau o gură de apă. Mi-a păcat. Aici vom adăuga produsele. Și pentru asta avem nevoie de... mai multe lucruri. Aici o să avem nevoie de un selector în care el selectează unitatea de măsură. Deci selectează fie grame, fie bucăți. Dacă selectează grame, se apare aici unde să pună un text de la input, unde să scrie efectiv câte grame, care să fie numai numeric. Apoi să aibă un input text unde să-i scrie caloriile la unitatea de măsură. Apoi să scrie proteinele, grăsimile și carbohidrații. Dar obligatorii să fie doar caloriile și proteinele, pentru că bine, deocamdată să mă interesează. Bun. Apoi un buton de save, evident. Cu un mesaj de confirmare cu tot. Unde le salvăm pe astea? Pentru că aplicația e relativ mică, la Odiseea era călicică. Corect! La Odiseea nu trebuie să fii călicică, trebuie să fii orice ori în clocot. Doar că nu putem să bem noi de astea, așa că, da, Dumnezeu poate. Trebuia să scui pe apă. Da, peste tata dore direct. Stai că imediat trecem la codat și atunci o să aibă mai mult sens. Deocamdată E parte de design. Bun. Ar putea să le stochez într-o bază de date. Și asta ar fi cel mai bine. Și în condițiile în care o să instaleze mai mulți useri, ar trebui să fac baza de date comună, să fac remote undeva, să o acceseze toți. Dar deci pe mai multe niveluri. În primul rând ar putea să scriu pur și simplu în cod lista asta, să o hardcodez. Că n-am câteva produse și probabil o să fac asta pentru test. Apoi să salvez în preferences, în shared preferences. După aia să salvez în baze de date sau nivelul de most high
Să pun truba azi la remote, eu cam dată n-am un să o pun. Da, boss, am folosit. Să o hostez, să învaț tot. Așa, bun. O să implementăm puțin, o să furăm layout-ul de aici. Pentru că așa sunt programatorii leneși și foarte bine să fii leneș. Trebuie să fii leneș în sensul bun, băiatul. Deci avem așa, linear layout. Nu are asta aici. Linear layout. Apoi îți dă un paste și ce să vezi, frății, că avem aceeași chestie ca dincolo. Doar că n-am dat orientare aici. Orientation. Vertical. Vertical. Dar tot nu merge, am uitat încă ceva. Stai că ceva nu-i bine. A, ba da. Ce? Băi, am oameni bine să-i trag. Adică, cum adică debug? Să facem preview sau ce? Debug înseamnă să ruleze aplicația, doar că tu ai control unde se oprește. Adică, o să vedeți după, în sensul că eu corelez ce se întâmplă cu cod, adică eu pot să urmărez fiecare linie în acțiune și pot să opresc. Zic, bă, stai aici și execuția programului se oprește. În schimb, când îi dai run, el merge fără să ai control, adică dacă l-ai oprit, l-ai oprit complet. Eu pot să-i pun pauză la debug și să văd ce a făcut până atunci, mă uit în variabile și așa. De ce nu folosești relative layout? Pentru că mi-e mult mai ușor pentru chestii de astea simple cu liniarul. Relativul e bun când ai chestii definiți, așa, că trebuie să dai relativ distanța unul de alta. Pentru mine, când am elemente simple, pur și simplu le dau centru, le pun una după alta și cam atât. E mult mai lejer, adică uite cât de puțin cod e. Debug la unele moduri, habar n-am. Aici o să-i spunem Ctrl W. Adaugă produse noi. În loc de ăsta, o să-i pun un scroll, mă, sau cum, un pic cu options. N-am folosit niciodată treaba asta, adică să apese și după aia să-i derulezi, deci să-i dai în jos lista de opțiuni și după aia el să dea click pe aia. Mai pe proț funcționează. Nu, mie nu merge pentru că am procesor AMD și nu suportă aia virtualizarea. Nu știu, doamne, pentru ce era aia cu debug-ul chiar, nu știu. Probabil ceva de genul, s-au dat numele greșit. Adaugă, bun. Se aude muzica prea tare? Hai să scriem ceva cod, că poate v-ați plictisit doar de asta. Că până acum n-am scris cod, aia a fost interfața grafică. Deci, o să am nevoie de o facem prin metoda ușoară sau prin metoda grea? Hai să facem o dată așa și o dată așa. Adaugă produse noi, o să-i dăm aici un on-click. Asta e metoda ușoară. O să-i spunem deschide open add products. Și o să o implementăm în main activity. O să spunem așa. Intent egal să spunem așa new intent și aici o să-i dăm așa add new products activity. Nu, de fapt e context prima dată, this și apoi avem add new products activity.class. Nice, și apoi dăm start activity și aici pasăm intentul. Nice.
Bun, ce o să fac asta? Ce face clasa Intent? Prin Intent, practic, faci toate operațiunile în Android Studio. Să trebuiască să mutăm asta ca să vedem în acțiune. Stai. Oh, come on, boy. Don't you do me like that. Așa. Dacă nu ne merge emulatorul, ne descurcăm. Deci dăm RAM, uitați-vă aici, dăm RAM, pam. Se încarcă acolo jos chestii, bla, bla, bla. Și ar trebui să apară aici, așa. Ne aport aplicația. Salut, Șchiopu Dragoș. Hai, mă, focusează-te. Ar trebui să ai autofocus camera asta. Mă rog, nu se focusează. Și noi, dacă am dat click aici, țang, mi-a deschis asta, bubiță. Hai, mă, focusează, nu că e negru, de asta nu se focusează. Uite, dacă pun mâna, se uită pe ea. Ți-am dezactivat autofocusul. Băi, frate, ți-am dezactivat autofocusul? Nu-mi zic că... Ia, mă. Ba, nu, băi, ce vorbești, mă? Nu-mi dau seama. In any case, it works. Deci, practic, noi am apăsat pe buton și mi-a deschis cealaltă chestie. Ar trebui să fac totuși un buton de back. Deci nu mai pot, pentru că nu mai joc, nu mai am niciun motiv să joc și nu o să pun ceva în silă, adică... Nu funcționează așa, bobiță. Ce mi-a dat totul? Ce mi-a dat totul? Zici, ce mai... Bine, mi-a dat ce mi-a dat el, dar ce mai poate da de acum? Nu mai poate da multe chestii. Trebuie să-l pun pe ăsta jos de tot. Mă, fraților, am uitat. Vii mâine? Nu știu, s-ar putea să mă duc la țară, aproape sigur. Să pui și un background frumos. Da, scopul principal e să fie inteligibil, să fie simplu. Tu ce faci, te duci? Măi, it's not all... Adică nu știu cum zic. Na, o lăsăm așa. Asta să fie butonul de back. Și probabil... o să fie do back. Cu toate că ar putea să dea și el back, n-ar trebui să-i fac eu manual asta. Da, se vede că e ora târzie. Am încercat să implementez un buton care există deja, o funcționalitate care există deja. Foarte frumos, bine. Ok. Dar tu ce faci? Bine, muncesc. Mănânc, dorm, repeat. Aici ar trebui să fac un... Ar trebui să mai fac un layout. Așa. Aici o să fie butonul de adaugă. Băi, stai mă, că trebuie să-mi dau seama. Vorbe adevărate. Ce avem noi aici? Îl avem pe domnul Druță Dănuț în chat. Să sune clopotele. Salut, domnul Dănuț. Da, mă, m-am gândit. Fii atent, ce era să fac eu? Zic, bă, fii atent. Să vă sune telefonul, la adevărat. Zic, bă, fii atent, sunt în activitatea asta. Bă, dar trebuie să mă duc înapoi. Și cum fac eu? Trebuie să-i fac un buton de back. Am făcut asta și apoi mi-am dat seama că poate să apese userul înapoi pe back. Da, e clasic. One back, îți dai seama. Da, și ești zic, era culmea. Stai, unde e ăsta, mă? Do back. Și aici trebuia să fac do back.
Aoleu, de fapt nu știu cum e, care sunt parametri, dar ar fi fost culmea. Da, a scris bine. Bun, deci. Eu vreau așa. Un drop down de ăla, are drop down pe aici? Gen apăs pe chestia aia și să-mi dea mai multe opțiuni în jos. Eu n-am folosit de asta până acum. Ar trebui să fie ceva de genul. Picker sau... Cum o fi, mă? Multi autocomplet, text input. Ce cu muzica asta? Sperăm că n-are copiat. Combo box? Ia să din... Cum se cheamă? Se cheamă combo box? Combo... Stai că-ți mă uit pe net, mă, că nici nu știu cum se cheamă treburile astea. Combo box. Android. Și o combo box Android. Îi zice așa. It's called a spinner. Nice, fratelo. Se cheamă spinner, ce că ia să vedem. Spinner. Bine, mă, boss. Nice, 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 nice. Nu poți să citezi de asta lățimea, că practic nu prea place. With drop down with rep content. Dar nu poți să-i dau aici 100 dp? Nu vreau, mă. Rap content. Deci probabil o să se strângă după conținut, dar eu n-am nimic acum. Spinner. ID spinner. Tip. Unitate. De fapt. Spinner. Unitate. Măsură. Poți să-l consideri dacă l-adaugi într-un layout. Aha, bună asta, bună asta, bună asta. Linear layout, rep content. Așa. Și o să pun spinner-ul aici. Dar trebuie să aranjez alea cu codul ăsta. Ceva de genul. Da, mă, frate, de ce nu le mută pe toate înăuntru? Nu înțeleg, da, mă rog. Salut, Silviu. Ce faci, domnul? Bună seara. Și după dau și construiți lățime pe layout. Super, super, super. La tine am făcut date angajat, da? Eu voi instala. Nu instala, bobiță, că-ți pun acolo un keylogger și bă, tot ce ai făcut. De fapt, vedem noi. Și dacă ar vrea să fac asta, v-aș spune pe față? Ca să vă dați încredere prin faptul că am părut sincer că v-am destănuit. Nu! N-am mai încercat asta până acum, deci măcar ar trebui să fiți mândri că o fac pe voi, știi? Uitați, am spus. Am uitat și să mă uit la tine, dar nu știu ce vrei să faci. Deocamdată nici eu nu știu dacă te consolează. Am o idee așa mare, dar pe aproape suntem. Băi, deci ce permisiuni vă cere aplicație să voi să-i dați. Deci aveți încredere. Mergeți pe mâna lui Benji. Stai să văd dacă am webcam-ul. Da. Stai că n-am făcut aia cum trebuie. Tu și cu Xiaomi Apps de aia, da. Și cu Windows 10, și cu Google. Bun, deci asta ar trebui să iau width, min width, și poți să-i dau aici dp. A, Dănuțule, ce ai făcut? Ia uite cine știe aici. Bine că avem pe Dănuț în chat. 150.
Na, că bine. Bine, o să mă ocup eu mai târziu de manevră, adevărat, de aranjare și așa. Deocamdată e ok. Butonul ăsta nu prea are ce căuta aici. O să-l scot. Probabil ar trebui să-i spun în stânga unitate de măsură. Zi-mi unitate de măsură, bosule. Să-i punem așa. Text view. Și zicem așa, wrap content, wrap content. Uite, mă, frate, de ce asta nu mi închide tagurile, mă? Băi, un seama ăsta și ceva. Trebuie să-mi închid eu manual tagurile. Și zic ale e text, zic întâi. Alegeți unita de măsură. M-am dezobișnuit cu layout-ul la tastatură. Dar stai că astea nu sunt ok aici, nu-i business. Sau e gravitație simplă. Nu merge. Stai că nu-i bine. Nu, că am zis aici center și că o suprascrie pe asta. Ok. Ia, să o mutăm așa. Merge. Dar n-arată... Stai că am pus-o greșit. Deci trebuie să o pun pe asta, trebuie să o mut de aici. Trebuie să o șterg așa. Ar trebui să o pun din coace, mă. Hello! Unde e, mă, layout-ul ăsta? Păi aici, nu? A, gata, am înțeles acum. M-am prins. This was just a prank, bro. This was just a prank. This was just a prank. Ar trebui să dau un padding la stânga. Padding o să fie padding left. Ing left. Să fie 20 de p. Să aibă și el acolo un spațiu de manevră. Ce vei face cu aplicația? O să vă vând. O să vă vând cu 50 de euro la fiecare. Glumesc. Deci am nevoie de o aplicație. Că eu practic îmi calculam de mână. Mă uitam pe ambalaj. Bă, cât are asta? De fiecare dată când calculam pentru ceva. De exemplu, pentru pâine, bine, am învățat că are 220 de calorii și în jur de 11 grame proteine sau 8, pe acolo 10. Dar la iaurturi și la așa, mă uitam de fiecare dată. După aia scoteam calculatorul, împărțeam și o muncă pe care nu merită să o fac. Ar trebui să dau textul ăsta. Aplicații care să-mi calculeze caloriile și proteinele în principal, că e prea tedios pentru utilizator să-mi dea și procentul de carbohidrați și de grăsimi, dar poate, adică, la fel de ușor să implementezi treaba asta, da? Deci am text size, o să-i punem 16 și ar trebui să-l fac negru, dar să-mi pun culoarea, mă. Ok, sper să-ți iasă. Măi, Dragoș, ia să stabilim noi o chestie. Nu există că sper să-mi iasă. O să-mi iasă. Deci nu există că nu-mi iese. Mersi, mersi, apreciez. Nu există că nu-mi iasă. Nu există. Nu există. Deci nu există. Deci nu mergi la ghici. Aici n-ai voie să mergi la ghici. For a better performance. Ce vorbim, nu? Băi, eu, băi. Ia uite, mă, băi, dar de astea nu-mi dă în... De când îți cute astea, mă? Bine, cum zici tu, băi, nu te supăra, mă, frate. Dragoș, glumesc eu. Mersi frumos, apreciez gândul. Nu mă lua în serios, că nu e ok, nu e ok să mă iei în serios. Când îți zic să nu mai iei în serios. Când îți zic să mai iei în serios, mă iei, da. Simt că a răgușit. Bun, alegeți unitate de măsură. Hai să zicem că merge. Trebuie să dau un padding și la dreapta. Ia
Să fie aici. Da, mă, frate, știu că e duplicat. Lasă-mă. Padding right 20 de pixeli. Și cum arată dacă o întorc invers? E, o să mai lucrăm la... Așa, nu contează. Aici o să fie un... input. In... text. Come on, boy. Unde mi-ai pus-o, frate? Mi-ai pus-o bine, dar nu te cred că mi-ai pus-o bine. Normal că nu mi-a pus-o bine. Dar e în regulă. MS. Ce e asta, bă? MS. De cât timp faci aplicații? De 40 minute. De nu-ți duță. Bine, dă un control DAX. Control alt. Control alt L. What? Ce ai făcut? Nu face ce trebuie. Salut, Sniper Legend. Ar trebui să facă Pretify. Că mie îmi dă ceva peste cap aici. Indeed. E delay-ul super mic, adică aproape imediat ce a zis ceva o să apară. Mai mult e delay-ul până când văd eu mesajul. Aici ar trebui totuși să-i spun să aleagă și cantitatea. Băbiți, mi s-a părut că main layout se închide mai devreme decât trebuie. Și cât crezi că va mai dura? Mane, tu... nu... Băi, astea sunt întrebări... Tu pui întrebări... Întrebări de șef. O să dureze... O să mai dureze. O să dureze cât o să dureze. Spune numele. Până e regata, da? Până e re... Daniel Răducan. A fost o cerere cam ciudată, dar... Who am I to say? Deci, băiatul, selectează cantitate sau selectează grame sau bucată. După care, aici îi pune cât. Și după aia, nu, ar trebui să mai fie câteva input field-uri de astea. Dar o să fac unul aici, după aia o să-i dau duplicate. Deci nu sunt abonat fidel. S-a dus Tudor 1337. Stați că mi s-a blocat creierul. Ce voiam să fac, mă? A, da. Să o iau mai încet, că marfă este. Nu ca și cum e la primul mult la sală sau ceva. Băi, stai mă că mi s-a blocat de tot. Vreau să vă spun că o să instalez. Fain. Nu, boss, nu o să termină seara asta. Sau dacă e doar o bucățică. Și aș putea, de fapt, să scot APK-ul și să-l pun pe drive ca să vedeți și voi ceva. Măi, să știi că o să fac și asta la final. Nu cred că o să putem instala asta. Băi, de ce nu? De ce nu? De ce nu? Stai să văd cum export exact APK-ul când n-am... De fapt, cred că știu. Cred că pe aici. Mă pune să-l salvez undeva? Ar trebui să-mi zic unde îl salvez, nu? Ar trebui să mă întrebe? Module app locate. Debug APK. Da, mă, frate, l-am. O să-l pun acum pe drive. Și o să vă dau un link. O să dau un link în chat.
Și să-mi ziceți dacă... Adică să-l instalați, mă rog. Cine vrea? Ce aplicație face? O aplicație care să calculeze niște macronutrienți. Ok. Să-mi ziceți dacă puteți să instalați treaba asta. S-ar putea să nu mă lase, mă, să încarc APK-ul aici. Pe drive. Stați că acum vedem. Finishing upload. Da, mă, m-a lăsat. Fiți atenți că m-a lăsat. Ce zis? Ia, fiți aici. Nani, frate mi-a dat ele. Să instalați ce am făcut până acum. Măi, sper că merge. Dacă sunteți pe telefon, ar trebui să puteți descărca treaba aia. Salut, Ștefan. Salut, Ștefan. Nice. Băi, deci delay-ul e fenomenal de mic, nu ca așa? E fenomenal de mic. Nu mă las să descarc. Salut, Ștefan. Daniel zice gata. Mă, poate să-mi confirme cineva dacă merge download-ul sau nu? A mai încercat cineva să descarce? Am placă de bază stricată, am înțeles. Nu mă las descarc. Stai că încerc eu atunci. Pardon. Nu mă las să o descarc. Ia să o fac publică. Cum fac treaba asta? A, turaca mea de telefon începe să... Băi, se blochează, mă, frate! Știu, Ștefan, că poți testez. Știu, frate, știu, mersi. Dar nu, încercam să vă dau să instalați ce am făcut până acum. Băi, deci mă enervează, mă ucide telefonul ăsta, mă, frate. Deci dacă activezi internetul după o oră și ceva, îmi vin toate notificările, băi, și efectiv îmi blochează, nu ca așa, mi-l blochează. Yeah. Drive for your security is not allowed to install from unknown sources. Settings. Allow install apps. Nu, deci o să trebuiască să fac un mod de
a șerui fișierul ăsta altfel. Nu merge, nu știu ce are, mă rog, dă-l în cul, hai, am pierdut timpul degeaba. Deci trebuie să-ți activezi și tare, că nu te lasă să instalezi aplicații din surse necunoscute. Am eu un site, un host undeva de al unuia care mi-a dat țeapă. Și aș putea să-l pun acolo ca să-l descărcați proiectul după și așa. Eu oricum, nu știu dacă mai am timp în seara asta, aș putea să fac asta mâine probabil. Mă rog, hai să trecem la treabă în continuare. Deci vreau ca aici să îi spună adaugă cantitatea de produs. Da, ar fi o idee bună asta. Deci layout-ul ăsta practic, ăsta e. Spus să-l copiez. Ți dau un paste. Și zic așa. Nu zic ai și tu ID, că na. Ok. Ăsta practic e un input text, dar nu știu unde e. Ah, e de text. Ok. O să-l decupăm și să-l punem în locul spinnerului. Și să zicem așa. Pe GitHub să-l descarci toată lumea. Da, da, las mag de prima dată, dar nu toți au, nu toți știu să-l compilezi și așa. Pot să pun direct APK-ul acolo? Zic, bă, mă ocup de design după, hai, hai, whatever, fie ce-o fi. Funcționalitate să fie și... Vreau să trec o dată la logică, că layout-ul ăsta, practic, nu-mi place. Textbox cantitate, aici o să fie... Edit text protein. O să trebuiască să fac niște check-uri aici, să nu pun ăștia valorile absurde pentru binele lor, nu. Adegeți. Cantitatea de proteine. Și astea trebuie să le fac de dimensiune fix. Alegeți cantitatea. Bă, mi se cam duc ochii. Aleo, fratelu. Butonul s-ar trebui să-l pun centrat. De ce bată? La layout trebuie să pun. Padding bottom 20 dp. Se las leagă de spațiu. Ar trebui să pun un fel de padding și între astea. Padding bottom 10 dp. Să fie cât de cât aerisit. Și să punem asta la fiecare. Ok. Ultimul n-ar avea așa mare nevoie. Deci astea pur și simplu trebuie duse... O secundă. Nu, aici pur și simplu s-a întâmplat să fie de aceeași lungime. Păi s-ar trebui să-l aranjez la dreapta. De ce nu mă las să-l pun la dreapta pe ăsta?
Trebuie să pun la dreapta. Mă rog, hai să-l dau ID-urile cum trebuie. Spinner cantitate, textbox cantitate, proteine, ăsta are, dau ID, ID, button, adaugă, frații. Deci eu nu te cred. Adaugă produs nou. Detalii. No, eu nu mai pot să stau, noapte bună. Nu mai poate eu să stea. Mersi mult, Mane. Mersi mult de prezență. Seara bună, la revedere și dacă tot bine ne auzim luni seară, când weekend o să fiu plecat. O să plec de mâine seară dacă totul cum merge plănuit. Dacă merge totul cum e plănuit. Sunt la țară și acolo nu o să pot să fac. Mers de prezență. Ok, și o să fie un click, o să fie adaugă produs. Și pe ăsta o să facem așa. Așa. Text, nu mai aici. Text view. Cantitate. Băi, nu merge shift-ul. De ce am mai făcut greșeala asta de două ori? Astea sunt text view, nu? Este edit text. Edit text. Text proteine. Text cantitate egal edit. Asta pentru versiuni mai vechi. RID și text cantitate. Ok, și aici facem așa. If ar trebui să le blochez pe astea la numeric. Stai mă, ce muzică e asta mă, frate? Calmați-vă. Bă, dacă ăstea au copyright, vă tai. Uuuuhuhuhuhuhuhu. Ce ai făcut, băbiță? What was that, man? Am uitat să pun browserul și nu s-a văzut aici sus. Băi, ce ai? Băi, Dănuțule, mă faci să mă simt rău, mă. Băi, Dănuț. De astea faci, mă? M-a luat, eu. Mersi mult. Free joy. Free? Ia, stai cum mai dăm o dată. Ia. Stai, fie-ți dă mai sus. I'll dance for my money. Bine, că acum am dat să dă. Enjoy, yes, nice. Mersi mult, boss. Mai dăm o dată? Hai, lasă așa. Aaaa.
Leo. I'm happy as you are. Nice. Mulțumesc mult, nenea. Mulțumesc. Bun, am găsit mimul ăsta odată și am zis, bă, trebuie să-l pun la donații, știi? S-a sincronizat să fie chiar și de 5. Bun, unde eram? Când am fost întrerupți așa frumos. JK, JK. Just kidding, știi? Nu vă gândiți la Kennedy. Mi-a plăcut băiatul, da? Get text. Get freezes text. What the... What? Equals. Sau. Îl verificăm pe Mojic. Deci text cantitate. Îl verificăm dacă a introdus ceva. Aici zicem că n-a pus nimic. Zicem toast.makeText. This. Zicem așa. Nu să completați toate câmpurile, vă rog. Nu, atâta. Nu vă rog, dar ce mă rog eu de el. Toast.long. Hai să zicem short. Punct show. Odată nu înțelegeam de ce nu mi-arată toasturile. Am luat contexturile de până zic, băi, ce ai, mă, frate, ce-am uitat? Și până la urmă eu uitam să apelez show. Vai, mă. De atunci știu și să scriu toasturile cum trebuie. Bun, așa. Deci, else. Trebuie să verificăm. Nu, ar trebui să stocheze astea niște variabile, cum am nevoie de ele după. String cantitate. Băi, n-ar trebui să mai grăbesc. Că oricum, după aia scriu iar dacă e ceva. Și după aia fac așa. Proteine. Text proteine. Și facem așa. Cantitate equals sau proteine equals așa else. If. Verific dacă nu cumva a pus mai multe, adică trebuie să aibă și o leacă de logic. Ar trebui să le convertez totuși. Int Q cantitate egal integer. Nu mai trebuie să verific dacă poate pentru că am pus restricția acolo de numeric. Și apoi o să fac așa. O să zic Q proteine. Auleu, băi, m-am dezobișnuit cu full layout. Eu acolo scriu pe o chestie de aia îngrămădită și mi s-au făcut mâinile să... Deci nu trebuie să mă reobișnuiesc. Am scris 3 săptămâni sau 2 săptămâni numai pe aia. Nu mai știu să scriu pe asta la fel de repede. De asta mai greșesc taste, dar e ok. Sperăm că crede lumea, scuza. Nu, dar chiar așa e. Else if Q count mai mic decât... mai mic sau egal decât Q proteine, zicem, băi, boss, completează corect că n-are sens ce este acolo. Nici concentratul proteinic, nici izolatul nu-i stroastă proteine, zicem. Completați corect sau verificați corectitudinea. Sau mai bine, nu ați completat corect. Păi, dar ce e asta? Mă, iei tu cu... 100% protein.
Așa, apoi. Nu, uite, egal. Mai mic sau egal, nu, ok. Nu, stai că am pus bine condiții prima dată. Am pus-o bine așa. Da, la ora asta se mai întâmplă. Și apoi else, pot să-l iau. Mi se pare că ia și 0. Ar trebui să scoți 0. Mi se pare că poți să bag aici un minim. Min ms. Ce înseamnă ms? Ia să vedem ce înseamnă ms. Ms edit text. Ms zice așa. Simply the font size. Mă frate, serios? Se întâmplă dacă pun aici 15. E, las-o. Minim, dar trebuie să fie minim, ceva, minim. Băi, n-are cum. Salut, Dolof. Salut, bossulic. Salut. Set minim value for Android number edit text. Bă, mersi mă, Dănuț, încă o dată. Nu, deci ăștia zic că o fac din cod. Băi, sigur edit text, acum îi zice mă la treaba asta mea, îi zice, bă da, edit text. Bă, mi se pare absurd, mă, că nu poți să zici. Bă, frate, deci nu poți să-i zic între cât să fie valorile, mă. Mi se pare absurditate. Sau poate nu știu eu. Băi, hai, facem din cod, nu? Else, if. Să atenți aici, ai dăm... Se zice la mojic dacă o pus asta. Adică își bate joc de noi. Else, bine, mai bag eu mai multe validări după. Deocamdată e ok. Else, ce fac cu valorile? Bun, trebuie să mă hotărăsc unde le stochez. În preferences, băi, aș putea să le bag în preferences. Nu știu cât de mult solicit. Dacă am 5 produse. Nu are, nu cred că are stres. Sau aș putea să le fac obiecte. Da, ce fac? Am 3 câmpuri. Mai bine fac o listă. Un map. Și le serializez. M-a deconectat. Băi, stai la că 10. Dar nu, stai că zic eu de ce 10. Că am dat eu greșit acolo. N-am fost în ultimele 30 secunde. Nu-i comand, nu-i problem, boss. Mi se pare că nu poți derulezi înapoi dacă e de asta. Nu, am zis mulțumesc și am zis că mi se pare absurd că nu pot să îi dau minimul la input, adică să-i zic de la cât să înceapă. Dar o să trebuiască să verific eu încă, da? Nu-i problemă. Și mă gândeam, îi spuneam și de unde le salvez. Pot? Am încercat cu min chiar din XML. Păi aia, așa mi s-a părea cel mai șmecher. Min sau range. Am căutat pe net și ăștia pe un forum ziceau că nu merge. Ia să vedem. Edit text set minim value value. Ăștia îmi dau direct, stai puțin. Secundă. Mi se pare că era un HTML, sigur era, unde am mai lucrat eu tot așa, era. Aici nu știu ce are de...
Adică nu mă uit pe ce zic ăștia, dar văd că e cod, știi? Și înseamnă că nu e ceea ce caut eu, nici nu mă uit ce zice acolo. Că validări pot să fac și eu. Sau cine știe, poate e o chestie aici. Input is in range, n-au treabă ăștia. Edit, you can see the text, input number, you can find more details. Da, mă, boss. Impact is called for instance, value in the beginning, you made the field, la, nu e treabă. It's impossible to start any number. Mi se pare că numără câte caractere sau ceva. Să-ți faci o clasă custom care se extinde edit text. Da, asta e temă de gândire pentru... E temă de gândire. E temă. Oricum îți cam muceacios. Băi, aproape 11, jenebun. Trebuie să mă bag la somnic. Are și eu want to exit, yes. Mă, băieți, cam asta a fost tot. Mă, cam doar ochii, trebuie să dorm pentru mâine dimineață. Cam activități fizice. Spălatul pe față și pe dinți. Este și eu odihnit pentru asta. Bun, vă mulțumesc la toți de prezență foarte, foarte mult pentru... Nu, da, asta e. Trebuie să dorm măcar 7 ore, că altfel nu e business. Normal și că ar fi 8, da, aia e. Bun, vă mulțumesc la toți de prezență foarte, foarte mult. Mulțumim domnului Danuță Duruța aici de față pentru... cum zice, pentru donații. Acum aveți drept de... Lose gains, no. Ar trebui să fie admin. Pentru că îl cunosc în viața reală, adică am încredere și așa. Bun, unde eram? A, da. Vă mulțumesc la toți de prezență. Și dacă e totul bine, sper să ne auzim luni sau marți, tot cu aceeași chestie, în jur de aceeași oră. Bun, lăsați sugestii în rubrica de comentarii, bine, ăștia care vedeți după, dacă aveți o propunere, ceva. Și da, dacă e totul bine, ne auzim. Noapte bună, weekend frumos. Salut! Stați că am o chestie aici. Ar trebui să fie ceva de genul... Nu merge, mă, frate, ce are? Somnușor, noapte bună, noapte bună. Trebuia să deruleze aici astea, mă, dar nu știu ce are. Nu merge, data viitoare. Noapte bună.